Polițiștii din Târgu Jiu au surprins un tânăr din Rovinari care conducea pe un bulevard din municipiu, deși avea o concentrație de 0,47 mg pe litru alcool pur în aerul expirat, iar polițiștii din Cărbunești au prins un șofer de 28 de ani după ce a pierdut controlul direcției și a părăsit partea carosabilă. În urma testării cu etilotestul a rezultat o concentrație de 0,94 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Un tânăr de 18 ani a fost prins fără permis în comuna Bolboș, iar alți șoferi au fost depistați conducând autoturisme fără plăcuțe de înmatriculare. În ultimele 48 de ore, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au depistat mai mulți conducători auto care au încălcat legislația rutieră. Doi dintre aceștia au fost depistați în timp ce conduceau autovehicule pe drumurile publice având concentrații de 0,46 și 0,94 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Alți doi conducători auto au fost depistați în timp ce conduceau autovehicule fără a deține permis de conducere și un al cincilea a fost depistat în timp ce conducea un autoturism fără a avea montate plăcuțele cu numere de înmatriculare pe drumurile gorjene. În toate cazurile, conducătorii auto s-au ales cu dosare penale deschise pe numele lor de oamenii legii.